brațe de flori noi toți o aducem, cerând stăpâne să binecuvânt ființele noastre plăcunde. Să creștem curat, să fim tot mai blânzi, să nu știm ce este minciuna, să trecem prin viața cea plină de griji, fără să cunoaștem ce iura. Stăpâne, cules am din hordele verzi, buchetele de flori mititele, primiți-le însă cu drag, vă rugăm, că dragostea noastră e în ele. Bravo, ce frumos! Într-adevăr, preasfințite părinte, dragostea noastră și iubirea noastră se află în aceste buchețele de flori, adevărate miresme de primăvară. De aceea vă mulțumim și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Să fie această zi binecuvântată de Domnul și întreită sărbătoare, Duminica Învierea Domnului, cei șapte copilași care vor deveni astăzi tabernacole vii și fundamentul bisericii ce iată se ridică aici la Baciu și pentru credincioșii din împrejurimi de asemenea și pentru Cordoș. Fie ca la fundamentul acestei biserici să fie El, piatră fundamentală, El, acela pe care astăzi femeile îl vestesc, înviat nu este aici, aici este doar locul prezenței Lui. El trebuie să învie în sufletele noastre. Avem femeile purtătoare de mir, avem și îngerașii, ca urmare la rugăciune. Hristos a înviat! Nu se întâmplă așa. Îngerul știe și faptul că ele au venit să-L caute pe cel răstignit, pe cel mort. Și a-L căuta pe cel răstignit și a-L găsi pe cel înviat este de asemenea o surpriză care poate crea tulburare. De aceea le spune, nu vă temeți, a înviat, nu este aici. Este o întrebare mai profundă în Evanghelia după Luca. De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Și apoi, după ce primesc vestea cea bună, îngerul le trimite. Mergeți și spuneți apostolilor și lui Petru. Mergeți și deveniți voi apostoli ai învierii Domnului. Iubiți credincioși, ce ne învață Evanghelia de astăzi? În primul rând, ne învață să avem curajul iubirii. Curajul iubirii lui Dumnezeu, mai mult decât alte persoane sau realități din viața noastră. Să fim convinși că dacă noi facem un pas cu iubire spre Dumnezeu, Dumnezeu face restul. În al doilea rând, să ne întrebăm care sunt temerile noastre, care sunt fricile noastre, ce ne închide sufletul la a ne deschide cu totul lui Hristos cel înviat. Care sunt pietrele care stau ca obstacol în fața legăturii noastre cu cel înviat? Oare a înviat și în sufletele noastre? Și în al treilea rând, este misiunea noastră creștină. Și nouă astăzi îngerul ne spune, după ce am înțeles și credem că cu adevărat Hristos a înviat, mergeți și spuneți și celorlalți. Mergeți, mergeți spre ceilalți, mergeți spre ceilalți creștini din lume și arătați-L pe Hristos înviat în sufletele voastre prin viața voastră. Tocmai pentru ca El să rămână și să lumineze mereu sufletele noastre. Să nu ne îndreptăm spre ceea ce înseamnă moarte, ci spre viață. Să nu-L căutăm pe Dumnezeu,
în cele lipsite de viață, sau să ne facem Dumnezei din cele care ne îndepărtează de Dumnezeu, ci să alergăm cu bucurie și cu iubire spre unicul izvor al vieții noastre, care este Domnul nostru Iisus Hristos înviat. Biserica v-a primit la sânul ei, ați făcut mărturisirea credinței, v-ați lepădat de Satana și de lucrările lui, ați făgăduit că veți fi supuși lui Iisus Hristos, dar acestea le-ați făcut prin nașii sau părinții voștri. Atunci voi nu înțelegeați, a murit și a înviat a treia zi. Credem! Credeți în Spiritul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Credem! Credeți voi că această biserică ne învață mereu adevărul și că nu poate greși? Da, făgăduiți ascultare Bisericii Catolice, Sfântului Părinte Papa, urmașul Sfântului Petre. Făgăduim! Dacă doriți să rămânem în comuniune cu această Sfântă Biserică și să nu vă despărțiți de ea prin învățături greșite, dacă doriți să trăiți în ea ca niște adevărați creștini catolici, să spunem împreună. Îți mulțumesc Dumnezeule, Părinte Ceresc, din toată inima mea, că m-ai chemat pe mine la adevărata credință în tine, în Fiul Tău, Iisus Hristos, în Spiritul Sfânt și Biserica Ta, mărturisesc înaintea Ta, a Sfinților Îngeri, a tuturor aleșilor Tăi și înaintea acestei adunări. Cred cu tărie și accept tot ce mă învață Sfânta Biserică Catolică, doresc să urmez învățăturile acestei Sfinte Biserici, să ascult de păstorii ei, să trăiesc ca un adevărat creștin catolic. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să puteți respecta aceste făgăduințe. Vă mulțumim că ați binecuvântat lucrarea mâinilor noastre cu binecuvântare arhierească și de câte ori nu ne-ați dat dumneavoastră curaj, speranță și încredere. Și vreau să vă mărturisesc tuturor credincioșilor că cel care a răsturnat piatra de la ușa mormântului neîncrederii mele, cel care a crezut cel mai mult în acest deziderat al construirii acestei biserici, a fost Preasfințitul Florentin. De multe ori ne-a spus în mod indirect să nu-l mai căutăm pe cel viu între cei morți, să privim la Hristos înviat.